vorbim de consecințele fizice ale pacientului respectiv. Complicațiile sunt știute. Complicația sângerei, complicația infecției, complicația perforării, chiar a pierderii organelor genitale, prin oameni ferește, printr-o perforație cu emorragie interne și poți să ajungi la o isterectomie și pacienta este mutilată pe viață. Acestea sunt consecințe în fizicul pacientului. Dar cele mai grave și cele mai grele sunt în conștiința tinerilor. Nimic nu mai poate șterge o astfel de, vă spun, nimic. Eu acum mă confrunt de mulți ani de zile cu această chestiune. Acum am înțeles că până la urmă Dumnezeu m-a iertat. Era o problemă de conștiință să mă iert eu pe mine pentru ceea ce am făcut 20 ceva de ani. Dar am reușit să ies și din această chestiune pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu, dacă m-a ținut și m-a binecuvântat și asta înseamnă că m-a iertat și mi-a dat o altă viață. Ca să întorc, deci în păcatul acela să-l întorc cu viață, aducând pe lume cât mai mulți copii.